Capitolul Cinematografie despre filme, așadar vă propun să discutăm în minutele următoare cu doamna Irina Margareta Nistor, critic de film și actriță. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru prezența. Da, asta pentru că e visul în oraș. Și exact despre acest film aș vrea să începem discuția noastră. Pentru că are și Crăciun. Exact, și pentru că este deja în cinema și totuși, înainte de a discuta despre cele mai așteptate filme ale anului viitor, să trecem puțin printre cele mai de succes lansări de acum, din 2023. Exact, da, pentru că e deja în cinematografie filmul lui Cătălin Saizescu, e o comedie, așa încât ați văzut Drumul Desblocat, așa că mai bine mergeți la cinema, că e mai simplu. Și e păcat să nu simțiți chiar atmosfera asta. Mă uitam că toate cinematografele, mai mari sau mai mici, s-au și împodobit, adică s-au pregătit pentru Crăciun și, cum zic eu, cine nu vede visul, nu îi să împlinesc visele la anul, așa încât aveți grijă că vrăjitoarea, că mai prezentată actriță, dar sunt și vrăjitoare. Cu siguranță trebuie să ne luăm bilete să mergem. Da, exact. Visul, așadar, un film despre Crăciun? Nu. E un film despre actori. Este un film despre un actor interpretat magistral de Vlad Logigan, de altfel, și care, pentru că nu prinde rolul și, de altfel, parțial e filmat chiar aici lângă voi, la Odeon, e trimis într-o închisoare să învețe să joace teatru. Și el spune, săracul, dar de ce vreți neapărat să joace teatru? Mai bine o meserie mai practică, că oricum o să fie șomer ca el. Sau, mă rog, parțial șomer. Și au zis, nu, așa îi schimbăm, e foarte bine. Și chiar la închisoare, cea care se ocupă de ei este Gloria Găitana. Așa că, sigur că lucrurile se aranjează foarte bine. Și dintre cei pe care îi învață visul lui Shakespeare, evident, visul de data asta unei nopți, aș spune, chiar de iarnă, deși există un film și o piesă de teatru cu titlul ăsta și care e absolut minunat, din 46, nu l-am văzut acolo, dar să știți că e colosal. Așa, se duce și învață și acolo avem o pleiadă întreagă de actori de comedie colosali și a pariat inclusiv pe Serghei Niculescu Mizin, care are și un costum foarte nostim pe care o să-l scoate la licitație după aceea ca să bucure niște copii, că tot asta era ideea. Ștefan Lupu e extraordinar, dar toți, absolut toți sunt minunați acolo. Și să nu uităm că o nevastă imposibilă, chiar dacă în viața e toate zilele, nu este imposibilă, este Georgiana Saizescu, care zice, iar ai fumat, am plămânii mici. Da, iar eu bineînțeles că sunt cea mai afurisită cronicăreasă de teatru, deci îmi pot permite că eu sunt exclusiv de cinema. Alte două titluri importante care au avut lansări în acest an și poate cele mai așteptate, Barbie și Oppenheimer. Și care sunt deja pe toate listele, adică și pe listele de la Globo și pe listele de la Oscaruri. Sigur că au pariat foarte bine în ideea de a le scoate simultan. Lumea s-a dus și le-a văzut, că vorba aia, mai ales în România, suntem obișnuiți să vedem două și chiar trei filme, mai ales o generație mai în urmă. Și în continuare, Barbie ar fi marele câștigător la public, deși sigur că Oppenheimer e de cu totul alt gen, altă calitate. Pe de altă parte, regizoarea de la Barbie va fi președinta jurului la Cannes, adică Greta Gerwig este acolo și mă amuză că ambele președinte de la Cannes și de la Berlin au fix 40 de ani. Greta și ea a fost inițial și actriță, după aia s-a făcut și regizoare, adică din când în când merge așa dintr-o parte între altă. Dar odată ajuns la cinema, știi, înveți drumul. Asta este ideea. Mean Girls, înțeleg că este un alt titlu așteptat pentru 2024 și de asemenea un film despre Amy Winehouse? Da, păi da, pentru că celelalte au funcționat foarte bine. Am văzut inclusiv cu Taylor Swift ce succes colosal a avut un prim weekend care a funcționat perfect. Mărturisesc că și eu m-am dus să văd, că pentru că totuși sunt contemporană cu ea și să văd și eu despre ce e vorba, dar era foarte bine făcut. Și de aici, tot așa ideea, în cazul ei nu mai e posibil, dar în cazul lui Taylor Swift, ea practic și-a făcut și un fel de reclamă la concertele ei, pentru că toată lumea își dorea să le vadă, iar aici probabil e indirect să cumpere lumea tot ce a mai rămas, pentru că nu e doar să asculți așa online, ca și la filme, e important. Păi, Moș Crăciun, cum să aducă el cadouri? Ce ți-aduce, un stick sau direct? Nu, trebuie un DVD acolo, ceva, cât de sigur. Cât. Alte titluri importante pentru 2024 pe care le așteptăm. În sfârșit o să vină cei care sunt pasionați de Dune, în sfârșit vine Dune, că l-au așteptat cu mare nerăbdare, iar pentru finalul ăsta de an, pentru că e așa o legătură între una și alta, să nu uităm Wonka.
a funcționat foarte bine, e o fabrică de ciocolată, este un, nici nu pot să-i spun un remake, dar oricum pe același subiect, pentru că e un film muzical pe același subiect cu cel cu Johnny Depp, așa că funcționează și cu urmă puțină ciocolată nu strică, cu de sărbători e voie. Nu, nu strică niciodată. Absolut, așa se zice, dar de așa ajută la memorie. Așadar, nu ne rămâne decât să ne luăm bilete și să mergem la cinema, absolut, mai ales acum, ale, în perioada sărbătorilor, avem și timp. Așa e, zic și eu, să profitați decât să vă înghesuiți pe niște șosele care se blochează, trenuri care așa. Mai bine, mergeți la cinema care vă e cel mai aproape și sau puteți și acasă să mai vedeți câte ceva, slavă Domnului. Totul e să nu se taie curent ceva, nu? Sigur. Legat de titlurile anului 2024, cu siguranță sunt și actori pe care ne dorim să-i vedem foarte mult. La cine vă gândiți în acest moment? Cred că în continuare m-aș gândi tot la Chalamet, pentru că e foarte bine, chit că multă lume încă în continuare nu știe să-l pronunțe, dar credeți-mă că e Chalamet. Așa. Și care de fiecare dată e extrem de surprinzător și dovedește un talent absolut extraordinar. Da, cred că la el m-am gândit cel mai mult dintre toți. Păi, nu, că Garfield de desen animat, ce să facem? Asta e. Poate aș vrea să știm și opinia dumneavoastră, să vedem ce film a fost cel mai bun film, dacă am putea spune, în 2023. Din punctul meu de vedere, Oppenheimer, de departe, și sper să ia toate premiile de rigoare. Deși știi cum e, la vot ne așteaptă un an cu voturi, așa că știm cum e, să vedem, poate că e vot. Deja în cinema, după cum bine ne spuneți, și care relatează povestea actorului. Da. Care este absolut minunat, absolut minunat. Uite, și Mircescu era acolo și... Dar sunt foarte, foarte mulți actori și inclusiv George Ivașcu este acolo. Știi cum e? Că ei și funcționează în continuare chestia asta cu serialele. Dar multă lume, la un moment dat, dintre actori vorbesc, temeau să apară prin seriale și așa. Acum este exact ca în străinătate, funcționează dintr-o parte într alta și asta mă bucură. Dar asta și dovedește că mult mai multă lume vrea să vadă comedie, o comedie de calitate, cu mai puține înjurături, sigur, normal, la naiba. Și uite, asta e o scenă extraordinară de altfel. Eu l-am văzut, mărturisesc deja, de 4 ori, pentru că am fost cu el și la Craiova și la Pitești și la București, de 2 ori l-am văzut deja, pentru că nu ies din sală. Îmi place să văd la ce reacționează lumea și cum reacționează. Deci urmăriți reacțiile de la final. Absolut. Nu de la final, ci alea de pe parcurs. Și de pe parcurs. Că sunt foarte importante la ce... În America, de exemplu, înainte să dea drumul unui film, se face o vizionare în care să vadă la ce se râde mai mult, dacă scena asta ar trebui scoasă că e prea lungă, dacă... Și, mă rog, acum sigur că nu mai se pot face modificări la film, dar filmul cred că i-a ieșit, chiar e un vis împlinit. Așa. Da, da, absolut. Și înainte să încheiem, nu pot să nu vă întreb despre cum a fost acest an pentru cinematografie, pentru că am avut această grevă la Hollywood care a durat luni de zile. S-a încheiat într-un final, inteligența care artificială. Pe noi afecta mai mult sau mai puțin, excluzând, mă tot uit la cravata ta galbenă și de asta, excluzând pe John Malkovich, care la întâlnirea de la Timișoara, care știm bine a fost capitală culturală europeană, la întâlnirea de la teatru, unde el a și jucat un spectacol, și am avut după aceea o întâlnire cu publicul și pe care a moderat-o Haushofer. Cred că a fost foarte puțin spre noi, adică n-am simțit noi în mod special greva asta, dar pe de altă parte cred că era o grevă necesară. Au ajuns până la urmă la o înțelegere. Și era foarte complicat. Ea venea după 2 ani de pandemie, în primul rând, și, mă rog, au avut câțiva lideri destul de serioși pe acolo și... S-au așezat lucrurile. S-au așezat și totul să fie filme multe. Adică nu avem noi timp, adică... Nu avem timp să le vedem. Da, nu avem, cei care sunt cinefili obișnuiți, timp să le vadă chiar pe toate, așa, încât de aia, din când în când mă mai duc așa, mai încolo, mai la veranda, mai la Cinema City și văd câte 4-5 așa dacă pierd. Și știi cum e, publicul nostru trage cel mai tare la filme de groază. Ia vezi, Vinerea Neagră acolo, Patrick Dempsey. A? Da. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în studioul știrilor, doamna Irina Margareta Nistor. Mani. Uite, vezi, din cabaret, pentru tine, la miezul nopții, la ora 12, mănânci, ai bani total. Wow.